Bună ziua, dragi prieteni! Așa cum v-am obișnuit, emisiunea Ciocu Mic în Târgu Mare va aduce povești. Povești de viață cu oameni, povești despre cărți, povești despre evenimente. De multe ori aceste povești se întrepătrund. Avem aici în platou alături de noi pe Nicolae Dobrobici Bacalbașa, medic, președinte al Consiliului Județului și astăzi a venit nici în calitate de medic, nici în calitate de un politic, ci în calitate de scriitor. Bine ați venit! Să rămână! M-am gândit zilele astea, simțindu-mă eu și o leacă mai rău, cât un puseu de hipertensiune, la Arghezi, la una din poeziile lui. Nu-ți voi lăsa pe lume după moarte decât un nume adunat pe o carte. Scria către fiica sa. Și m-am gândit care ar fi relevanța unei asemenea moșteniri, să-i spunem literare, dacă realmente efortul de a scrie, care până la urmă este rezolvarea unei necesități interioare, este un lucru care lasă o urmă în viață și un lucru semnificativ. M-am gândit la începuturile acestei activități, care inițial a fost profesională. Deci m-am apucat să scriu împreună cu alții, ca membru a unei echipe, cărți medicale și după aceea am trecut la ce s-ar putea numi literatură, beletristică, noțiune tulbure, foarte greu de definit, și pentru cel care o produce, și pentru cel care o consumă, dar care, iată, există și este o necesitate. Vreau să spun că, de fapt, cartea este un lucru care te ajută să supraviețuiești. Nici măcar să trăiești, să supraviețuiești. La un moment dat, o cunoștință de-a mea, inginer naval, a fost băiat de medic, îl cunoșteam pe tată său, mult mai vârstă ca mine, un distins internist, a fost lăsat de nevastă în condiții absolut scandaloase, că na, te mai desparți, viața așa făcută, dar, cum să spun eu, mojicește și golănește. Și doctorul, profund afectat, ce domnule, am căutat să înțeleg ce se întâmplă pe plan uman. Ce? Am citit enorm, dar n-am găsit niciun fel de răspuns. Eu, de exemplu, în relația dintre bărbat și femeie, am găsit un răspuns cutremurător în cartea unui medic, a fost și spion, după aceea, mare scriitor englez, Somerset Maugham. Și Somerset Maugham are o carte tradusă și postbelic în România și antebelic Robie, unde lucrul ăsta este prezentat uluitor. Îmi povestea maică-mea, care era medic la Chișinău, la spitalul din Chișinău, în perioada războiului, cum la un moment dat, doi colegi de-ai lor, evrei, s-au hotărât să se sinucidă. Și
au fost găsiți. Colegii n-au știut cum să reacționeze, să încerce, să-i reanimeze cum era pe vremea aia, că de fapt era o medicină cu totul incipientă, nu? În deceniul 4 a secolului trecut. Doctorul a murit, doctorița a scăpat. Și stătea într-o rezervă, în spital. Oricum, colegii au avut mari dileme cum să abordeze după ce a ieșuat în această încercare, și a pierdut și soțul și citea poezia lui Pușkin. Victor Hugo spunea că cărțile sunt prieteni reci, dar sinceri. Pentru mine cărțile n-au fost niciodată prieteni reci. Am avut momente de trăire violentă la citirea unor cărți. Nu o să uit niciodată, de exemplu, impactul meu emoțional cu celebra carte a lui Margaret Mitchell, Pe aripile vântului. Carte interzisă. Era o carte a unor învinși. Era cartea sudiștilor care au fost învinși în războiul civil din Statele Unite, acum nordiștii, sigur, au fi fost ei antisclavagism, dar mârlani țepeni. Era partea industrial mârlănoasă față de partea agrar-aristocratică, în măsura în care, sigur, poți vorbi despre un aristocratism într-o țară atât de nouă cum erau Statele Unite ale Americii. În tot cazul, fenomenul literar de care foarte mulți sunt rupți la ora actuală prin apariția internetului, prin apariția așa numitului Facebook și așa mai departe. Deci, prin apariția unui anumit tip de televiziune? Sigur că da. 80% din informația pe care o capătă omul este informație vizuală. Eu, care sunt un mare iubitor de câini, de exemplu, câinele meu, pentru el lumea este o lume a mirosurilor, nu o lume a imaginii, nici măcar nu vede în culori. Sigur că la ora actuală, litera tipărită este într-un oarecare regres. Numai că cititul este și o problemă de ritm. Deci în momentul în care citești, ai posibilitatea unui dialog cu autorul, mai exact cu textul, pentru că autorul dispare din momentul publicării unei cărți și textul devine autonom, și cu tine însuți. Pentru că cititul are un asemenea ritm încât ecourile cititului tău au timp și posibilitate să se reflecte și să te cuprindă. Prima scriitură pe care am făcut-o a fost o carte la care ține norm, și o carte de anestezie, terapie intensivă. La 21 de ani, cred, deci a început facultatea la 17 ani. E, interesant. Deci, când te înscriai, completai un chestionar dur pe vreo 12-14 pagini,
unde te lua cu trei generații pe verticală și vreo trei pe orizontală, toate rudele posibile, de exemplu, dacă tatăl meu a fost pe frontul de est, a fost pe frontul de vest, dacă a fost rănit, tata era încântat că, deși a fost rănit pe frontul de est, a fost rănit și pe frontul de vest. Și nu mă denorocea la intrarea în facultate. N-am voie să înjur de mamă ca și înjura. Eu nu i-am uitat pe băieții ăștia. Cunosc situația și în primă instanță și deci tatălui meu i s-a refuzat intrarea. Deci Petrică Roman, care acum vrea să ajungă în locul lui Oprescu, primar al capitalei, tatăsu, general de securitate sovietic, de la NKVD, și care, când a venit cu divizia Tudor Vladimirescu, a încercat să impună, de-aia se pare că s-a și întârziat de la 23 august până la 12 septembrie cu armistițiu, că de fapt regele ne-a păcălit și ăla a fost o capitulare necondiționată. Da, în fine. Da, tatăl lui Petrică, domnul Neulander, vroia să dea Dobrogea rușilor, iar Ardealul și Banatul să devină o farmațiune independentă teritorial, comunistă, și spera să o conducă el. E, uite că tătu cu Stalin n-a marșat. Dar vreau să spun, și când m-am apucat, mi-au băgat rahatul ăsta sub nas, eu care am fost speculativ, totdeauna am zis, domnule, nu poți să semnezi, că semnai pe proprie răspundere. Că conform legilor țării, fiind minor, nu am dreptul. Domnule, ăia, securiști, sau ce erau, cadriști, au stat, l-au chemat pe tata. Ia, tata era specialist cum să... Avea multe de ascuns noi, săracii. Refugiați din Basarabia, vai de curul nostru. Le-a scris el. Deci, la 21 de ani, am ajuns, practic, în spital intern de anestezie reanimare la Spitalul Panduri, unde am dat peste un om cu totul și cu totul excepțional, care a marcat profund destinul meu și profesional și ideologic, anticomunist, până în măduva oaselor, bietul Crivda, l-au și închis. Fusese chirurg. Practic, după... a stat puțin închis, dar după chestia asta a fost obligat să schimbe profesia, începuse anestezia, de-abia se ițea, era un om cu o capacitate intelectuală și profesionalistă din comun și era anestezistul marelui Burghiele, care și ăsta, urmaș de boieri moldoveni, mari proprietari, dar s-a dat cu comuniștii și dându-se cu comuniștii avea și oameni pe care îi putea proteja. Unul era Crivda. Ei, erau atunci trei anesteziști importanți în această specialitate care se năștea. Era Crivda, era profesorul Litarcec, ceh. Bunicul său a fost adus de Carol I, a fost bijutier și nu străbunicul. Și a făcut din oțel apilit, din tunurile luate la Plevna, coroana de oțel. Regala României. Tatăsu a fost important inginer, da, constructor. Am înțeles că fusese inițial brut, coroana a fost turnată la arsenal. Nu știu exact. A fost după aceea finisată de, da, bijutierul regal? Da. Erau mai mulți care au finisat. În tot cazul, urma să scrie și el o istorie a familiei, tatăsu a fost un important, bunicusu a construit Teatrul Național de la Iași, tatăsu important medic
Litarček s-a născut la New York, unde era cu o bursă. Bine, și Litarček până la urmă a dat-o și el tot cu comuniștii, că n-avea ce face, știi? Și era șef la Fundeni și la Elias. Și mai era cel de-al treilea, Zorel Filipescu, bărbat bine, cu fumător de pipă, ginerele lui Petru Groza și tatăl importantului dizident, din foarte puțini dizidenți adevărați, că restul erau părâți, inginerul Filipescu. Ei, în lumea asta aruncat a anesteziei, m-am ciocnit de cel mai interesant, după părerea mea, dintre cei trei, de Sergiu Crivda. Sergiu Crivda era și redactor la revista de chirurgie și la Viața Medicală și, tânăr fiind, am scris împreună cu Sergiu Crivda prima mea carte, Riscuri și erori în anestezie și terapie intensivă. E o carte, Risc și eroare, în care Crivda a zis, domnule, trebuie să fim foarte atenți ca prin ceea ce scriem să nu oferim o armă împotriva corpului medical. Avea această conștiință a solidarității profesionale. Acum, solidaritatea profesională înseamnă solidaritatea cu doctorul, nu cu excrocul sau cu banditul care a îmbrăcat halatul alb. Pentru că avem și acest aspect. Și într-o altă carte pe care o ai în față, am povestit câte ceva din ce înseamnă abuzul în lumea medicală. Și carte care Opriți dricul, mortul ăsta n-a dat plicul, este scrisă sub semnul unei ziceri din Vechiul Testament, blestemat fie omul care se încrede în om. Cartea asta, dacă vă uitați, Crivda este încadrat în acest semn al mortului. A murit la 56 de ani, de ziua lui, era la masă împreună cu vreo 40 de invitați, locuia în cartierul Floreasca, a simțit puternice dureri precordiale, era șeful reanimării de la Spitalul Panduri, împreună cu un coleg de-al meu, tot intern, Aple, care era invitat la masă, a plecat până la Spitalul Floreasca, de urgență, era la doi pași, a rămas jos, colegul a urcat la etajul întâi la reanimare să anunțe, când s-a întors cu cei de acolo, bietul Crivda se prăpădise. Dom'le, eu atunci plecasem cu un vas turistic pe Mediterană. Dădusem anestezie soției generalului Zagoneanu, ăsta era șeful internelor pe județul Galați și ciubucul meu a fost un pașaport. Cel mai mare ciubuc din viața mea. Pașaportul. Să-l țină Dumnezeu pe Zagoneanu, probabil că la nivelul lui, că fugeam, că nu fugeam, n-avea nicio importanță. Eu n-am rămas, că eu țineam enorm și la frate meu Geamăn și la părinți. N-aveam de gând să le fac o asemenea surpriză. Și când am venit, era Crivda înmormântat, sicriul lui a fost dus pe umeri de colaboratori, el era șef de școală de anestezie, în locul meu sicriul l-a purtat fratele meu Geamăn, care, și el medic, și el intern, dar el făcea, se preocupa de partea chirurgicală și a ajuns ginecolog. De la bun început a vrut să fie ginecolog.
E o carte la care țin enorm, la care am muncit enorm. N-am muncit niciodată atât de mult. Pe vremea aia nu exista internet. Sursele erau greu de informare. Și diversi autori pe care i-aș aminti: profesorul Akalovski de la Cluj, Dan Alexianu, prietenul meu, nepotul lui Gheorghe Alexianu, cel împușcat împreună cu mareșalul, dat afară din facultate și băgat și în pușcărie, pentru că în 56 a ieșit în piață, reprimit după 64, bun prieten de-al meu, Doina Bucur, anestezistă la clinica din Cluj, care după aia a fugit în Suedia, Emil Cardan, tot din Cluj, profesor în Anglia și ăsta a fugit, Popescu Negoiești, unul din oamenii care a avut un rol important în viața mea când mi-am recuperat dosarul de cadre și am citit o prezentare, că se duceau aia de la cadre și obțineau informații. Cu câtă căldură și cu câtă prietenie m-a descris acest om. A fugit, e la New York. Radu Simionescu, profesor la Funden final, băiatul doctorului Simionescu, care a fost omorât în lagăre, care de fapt s-a dus spre sârma înghimpată ca să îl împuște, pentru că nu mai suporta. Important medic și important om din anturajul mareșalului. Acum e o carte care, cum să spun, practic, ca efort, a fost aproape scrisă cu sânge. Și după moartea lui Crivda, cartea nu era încă gata. Ce facem? Și atunci am preluat eu redacția acestei cărți și am tipărit-o și am scos-o. Cartea este scoasă la tipografia din Galați. Pe vremea aia încă se lucra cu litere de plumb. Și am stat, cred că vreo 2 luni, tot timpul, mai puteai lipsi de la spital. Lucram deja la Galați. Și aduna literele în propoziție, mai modificam în ultimul moment, mai vedeam cum este arhitectura paginii. Este o halcă importantă a vieții mele și fizic și emoțional și tot ce vrei. Și țin minte cum la Panduri, când ne-am hotărât să facem această carte și când Crivda m-a luat alături de el ca principal colaborator, de altfel Crivda este cel care m-a girat la profesorul Burghele să fac doctoratul foarte tânăr și pe vremea erau extrem de puțini care făceau doctoratul și l-a întrebat Burghele, bă, ăsta e în stare să facă? Și Crivda a spus, garantez eu. Și era o foaie albă de hârtie. Și a zis Bibinel, ei, acum e cel mai greu moment a unei cărți. Tabla de materii. Cel mai greu moment a unei cărți. Angoasa din fața foii albe. Oricum, e poate cartea pe care o iubesc cel mai mult din ce am făcut, care e legată și de alte momente ale vieții mele personale, care nu are niciun rost. Erau momente când mi-era foarte greu, am pus toate hârtiile alea, ne-a luat mama mie și lui frate meu,
un apartament unde stau și acum, dar care era gol, fără nicio mobilă. Am început. Frate meu, geamăn, a fost 5 ani ginecolog la Galați. După aia a plecat la București, la facultatea de medicină. Și puneam toate aceste fișe ca țiglele, unele peste altele. În fine, mi-a permis să supraviețuiesc unui moment dificil din viața personală și nevasta unui prieten, că a zis, băi, zice, e foarte bine că ai scris-o, care cunoștea problema, dar ai grijă să nu mai scrii și alte cărți în aceleași condiții. Care... Despre riscuri și erori în anestezie, terapie. Deci vreau să spun că deci Crivda a fost un prieten, că eu n-am avut șef, domnule. În toată viața mea n-am avut șef. Pentru că marele Crivda pentru mine a fost un prieten. Și mă trata ca pe un prieten, deși el era în vârful piramidei, eu la baza bazei, și eu am avut un stil destul de împuțit. Că la un moment dat i-am și spus unuia, domnule, dumneata ești profesor, dar ești bătrân. Eu sunt tânăr și am toate cărțile în mână pe care pot să pierd totul sau pot să câștig mult mai mult. Când îi spun unuia bătrân, chestia asta te halește. Dar aveam un fel de inconștiență veselă. Și acum o am. Ușor. Deși am luat destul peste cocoașe. Și au fost oameni cu care am scris cărți împreună. Deci ăsta a fost patronul meu spiritual. Vreau să spun că am scris cărți împreună cu fratele meu. Cu fratele meu nu o am aici. Am scris o fiziopatologie. Ce e fiziopatologia? Este știința mecanismelor bolilor. Poate cea mai pasionantă parte a medicinii. Sigur că nu descoperi tu mecanismele bolilor. Dar ca să prezinți unor studenți, unor medici tineri, poate și unor colegi, esența la un mod elegant, inteligent, deschizând orizontul, privilegiind esențialul, fără amănunte care să paraziteze și înțelegând tu perfect ce scrii, nu e așa simplu. Și a fost prima carte scrisă de medicină de doi frați gemeni. El a scris partea lui de fiziopatologie a obstetricii ginecologiei, eu restul. Partea specială, cât și mecanismele biologice fundamentale. Se pare că a fost o carte remarcabilă. Am scris o carte de medicină și cu nevastă-mea. Despre îngrijirea vârstnicului cu patologie urinară. Cred că pe undeva în materie de claritate și rigoare, nevastă mea a fost un mai bun cadru didactic decât mine. Da, dar am răsfăit și eu cărțile dumneavoastră și cred că, din punct de vedere al modului în care comunici cu omul care te citește, bine, asta este vorba și sunt la dumneavoastră. Asta e vorba despre de literatură. Despre cărți. Vom discuta, dragi prieteni, în continuare după o foarte scurtă pauză. Revenim. Am revenit, dragi prieteni, în platoul emisiunii Ciocumic în Târgu Mare cu invitatul nostru, scriitorul Nicolae Dobrovici Bacalbașa. Scriitorul care a adus o parte dintre cărțile lui. Iată, ne-a vorbit despre cele trei cărți de medicină
foarte drag inimii sale, ce a scris împreună cu mentorul său, un om care i-a atins viața și i-a schimbat-o, da. Ce a scris împreună cu fratele și ce a scris împreună cu soția dumneavoastră. Ei, am scris împreună, am scris și o carte împreună cu fiica mea, care era atunci conferențiar, după aia a ajuns profesor la universitate cu studii de engleză, dar cu preocupări în materie de teoria umorului, fiind implicată în structuri de cercetare pe plan mondial, acum predă în Statele Unite, la o universitate veche în Vermont, lângă granița cu Canada, universitate, totuși la americani e mai rar, din 1780, întemeiată. Și la un moment dat, la Facultatea de Medicină, nou înființată la Galați, prin curicula, prin programul internațional, că asta presupune tratatul de la Bologna, o unificare a programelor de învățământ în Uniunea Europeană, trebuia să faci disciplina medicină și cultură. Dom'le, care dracu face? Nu vroia nimeni, zic, lasă băi că o fac eu. Și am zis, practic ce faci? O antropologie. E? Când am pus eu iarăși în fața foii albe, am dat seama că este extrem de dificil. Și am zis că în două luni scriu o treabă ușoară, după care să predau, aiure. Am intrat și m-am înșurubat în acest domeniu și mi-a luat 3 ani de lecturi, de lecturi intense pe lucruri pe care fundamental le cunoșteam, dar care m-a introdus într-o lume fascinantă, într-o dinamică violentă, așa, în materie de antropologie, cum s-a produs pentru fizică la începutul anilor 1900. Până la urmă a ieșit o carte masivă, fiica mea, Diana Popa, că pe generul meu îl chema Popa și îl cheamă. A scris partea de lingvistică, pentru că mi se pare că în materie de antropologie lingvistica este fundamentală. Eu am scris alte lucruri, au ieșit până la urmă vreo 700 de pagini, iar ilustrarea am făcut-o după caricaturile, nici măcar nu sunt caricaturi, după eseurile grafice a lui Octavian Bour. Uite, limbile înodate. Și cheia prinsă de ureche. Vreau să spun că acești 3 ani pe care i-am consacrat, nici nu știu cum să-i spun, tratat, culegere de eseuri, știință popularizată, vreau să spun că marele Litarcec, care e un tip destul de împuțit ca om, căruia am dat cartea la un congres de anestezie, a zis, bă, mai nenorocit, că am citit până la 4 dimineața. Și a fost entuziast. Iar Dan Puric, cu care sunt amic, a fost încântat și a citit și el până noaptea, era la Praga și a fost entuziasmat de carte. Cu cine am mai scris? La un moment dat am mai scris cu 2 prieteni. Este o carte care se numește Antropologia Alimentației.
Vreau să spun că ilustrarea cărților și coperta mi s-au părut totdeauna un lucru important. Este scrisă împreună cu profesorul Bulancea, care era profesor la vinuri, la chimie alimentare, un bărbat foarte bine, fotbalist în tinerețe, care a murit stupid după o sărbătorire, cred că după un 8 martie. A dansat, a băut, s-a distrat, a venit acasă și a murit relativ tânăr. Și Gabi Iordăchescu, care era fina mea, și fata prietenului meu, Fane Munteanu, fostul comandant al miliției Galațiului, un om extraordinar, un om la cărui înmormântare au venit mii de oameni, majoritatea sărăcime, care plângea, că a fost un om care a înțeles că puterea este dată să faci bine. Foarte puțini care au avut enorma tentație a utilizării puterii au știut să o abordeze pe palierul ăsta. Și această carte și spune, în amintirea tatălui meu, asta era Gabi Iordăchescu, și a prietenului nostru, era prieten Fane Munteanu, era prieten și cu mine, era prieten și cu Bulancea, care ne-a reunit în jurul acestei cărți. Cuvântul înainte este scris de profesorul Dan Cheță, colegul meu de grupă de la facultate, care pe vremea aia era vicepreședintele Academiei de Științe Medicale și care are o poveste foarte interesantă. Era băiatul unui regizor de la Teatrul Notara, greoi, semăna ușor cu economistul Coșa. Masiv, în ciuda acestui aspect, era un împătimit al mersului pe munte, dormind în cort, și care visa să ajungă scriitor. Făcea parte în același cenaclu cu Adrian Păunescu, tatăl său avea legături în lumea artistică și așa mai departe, iar eu vroiam să fac cercetare și știința aplicată. E, uite că viața a făcut o glumă idiotă și el a ajuns un celebru diabetolog, a lucrat și în Statele Unite destul de mult. E interesant ce povestea despre Statele Unite, n-am timp acum ca aș relata. Eu m-am realizat mai mult în literatură, aș zice eu. Sigur că am și cărți medicale, dar n-am făcut cercetare propriu-zisă. Am scris cărți bune, dar n-am făcut cercetare fundamentală. Și uite ce spune Dan Cheța, care era riguros. Stilul de redactare este dezinvolt, iar limbajul plăcut și atractiv, fără note disonante. Aceasta reprezintă o deosebire notabilă față de alte cărți românești a lui Nicu Bacalvașa, scrise cu mult talent, dar și cu multe violențe de limbaj, dezaprobate de către cititori. Pentru că eu n-am trădat niciodată limba. Dacă eu am scris trilogia Mării despre marinari, apoi marinarii ăștia vorbeau nu ca niște dame de la pension, ci ca marinari. Și sigur că limbajul nu putea să fie decât violent. Lucrul ăsta mulți mi l-au reproșat. Dar, după părerea mea, a scrie este un enorm consum de energie pe care, dacă îl faci, trebuie să-l faci netrădându-te pe tine și netrădând adevărul pe care îl ratezi, că altfel nu merită. Cartea e interesantă și vreau să o reiau, să o rescriu. Ar presupune foarte mult cheltuială de energie, foarte mare efort. Am pus deoparte în cursul anilor tot materialul, am regândit. Vreau să o fac, aici era scrisă și pentru studenți, mai pur antropologică,
și mult mai puțin științifică, deci antropologie pură alimentației, doi reuși, o-i vedea. Cea de-a doua carte din trilogia Mării, Taci și înoată, are și ea o poveste destul de curioasă. Dar vreau să spun ce mi-a scris președintele Ligii Navale Române, viceamiralul Victor Bogdan, un om care a avut ghinionul sau norocul să moară în uniforma de amiral la o festivitate, prăbușit brusc pe scări și mort în felul ăsta. N-am întâlnit în literatura noastră o lucrare care să aibă darul nu să mă amintească, ci să mă facă să retrăiesc zilele și nopțile petrecute pe navele de pescuit oceanic cu oamenii lor, cu viața de la bordul lor, cu necazurile, bucurile și speranțele lor. Lucrarea poate fi considerată ca un document de cultură marinărească, unic în felul său. Sigur că și aici, și mai ales în prima lucrare, unde am ținut foarte mult, eu sunt un pasionat de lingvistică și de limbaj, să păstrez limbajul original al marinarului, și amiralul Bogdan a fost ușor ratatinat de acest limbaj. Dar ăsta era adevărul. Vorbește de navele de pescuit, că el a fost militar și a navigat în flota de pescuit oceanic la un moment dat. Eu am navigat pe nave comerciale. Dar și navigația asta, sigur. Coperta e făcută de un caricaturist, dar concepută de mine. Și de fapt este o ambiguitate care e fundamentală în tot ce înseamnă viața pe mare. Și iată cum două chimere sunt îmbrățișate. Nu? Sirena este o chimeră, ca și centaurul, care este și el o chimere. De fapt, viața pe mare, și aici trilogia Mării. De unde acest titlu? Taci și înoată. Am scris prima carte în același timp cu frate meu. Plecând de la note pe care le făceam ca să supraviețuiesc psihic. Pentru că pe navă e foarte dur. Nava e un fel de pușcărie. Acum, ce mi-era mie frică? Nu de moarte. Că eu în fața morții am așa o resemnare că până la urmă tot trebuie să plătești taxa asta. Te naști și plătești la urmă. La ieșire. Prin moarte. Dar nu știai ce e acasă. Vreau să spun că comandantul are dreptul legal să rețină orice telegramă pe care o primești. De exemplu, dacă primești telegramă că ți s-a prăpădit cineva foarte drag și dacă el consideră că tu nevoie de... că nu, da, că te, dar nu poți suporta psihic chestia asta, are dreptul să nu ți-o comunice. Ei, pe vremea aia nu exista netul, nu exista telefon celular, erau numai radiograme. Deci la un moment dat stăteai în jur, erau sute de kilometri de pustietate învolburată sau netedă și te gândeai dacă ai tăi mai sunt în viață. Și mie nu mi se spună. Deci era greu și atunci o modalitate de a supraviețui psihologic era să-ți iei note.
Era o formă de a te descărca de energia negativă. Și pe baza acestor note, simultan cu fratele meu care trăia pe atunci o dramă socială, că era un malaxor profesional în care intrase nevastă sa doctoriță, împreună cu alți colegi doctori distruși de un general major de securitate, care era șef de clinică și care a murit imediat după Revoluție și s-a pus pe peretele clinicii un alt relief și l-a întrebat fratele meu pe unul care ajunsese șef pe la servicii secrete, pacient de-a nevestisii. Băi, zice, cine l-a pus pe animalul ăla? Zice, băi, Gicu, cine l-a omorât? Ăla a și pus. Dar vreau să spun. Și atunci fratele meu a scris Domiciliu Obligatoriu, o carte despre medicină și despre nevastă sa care, copil fiind la 3-4 ani, a fost la Bicaz în domiciliu obligatoriu și au căzut toate unghiile de la mâini și de la picioare, că toți acești deținuți, că toți vorbesc, domnule, ce au făcut nemții cu baze rasiale, dar ce au făcut băieții noștri? Deci ăștia erau macedoneni și macedonenii, pentru că au fost de dreapta, toți au fost trimiși. Femeie cu copil mic trimis să se muncească la nu știu ce cale ferată să construie hidrocentrală de la Bicaz. Eu știu că ăștia care au fost pe la Auschwitz au fost spânzurați. Câți au fost spânzurați? De americani și de la noi, pentru că au făcut porcăriile astea cu domiciliu. Dar cartea de aia s-a numit Domiciliu Obligatoriu. Că copilul n-avea, dar toți ceilalți aveau pe buletin, ștampila, domiciliu obligatoriu. Și atunci, a doua carte, așa am scris prima carte. A doua carte mi-a cerut-o Nemira. A primit un telefon de la editura Nemira că vor încă o carte despre marinărie. Interesați de prima mea carte, că am scos-o la Galați. Și a fost foarte interesantă colaborarea. Final, a început să le meargă mai rău, nu erau convinși că se va difuza, se lungea. Eu pe vremea aia o duceam bine material. Eram un doctor care aveam grad mare profesional, făceam și 10 gărzi pe lună și am zis, ia mai duceți-vă, voi mi-o scot eu pe spezele mele. Și am și scos-o cum am vrut, fără alte... Nu supărat că nu le mergea bine în momentul ăla. Dar tot mă plimbam pe la pasă Casa Scânteii. Dar cu ocazia colaborării cu Nemira, când am făcut contractul, m-au întrebat, domnule, numele cărții. Băi, nu m-am gândit. Trebuie acum repede un nume. Și atunci mi-a adus aminte de celebru, mămico, mai e mult până la New York. Tot și noată. Și, cum să spun, se aplică și marinăriei, se aplică și medicinii, se aplică și vieții. De aici acest titlu. Deci prima a fost Fals tratat de navigație, care e mai mult eseistică. Taci și noată relatează povestea unui voiaj de 8 luni din Asia de Sud-Est până în adâncurile continentului sud-american pe fluviu Parana, în adâncul Argentinei, și ultima a murit pe mare, diverse relatări despre eșuări. Acum am aflat, de exemplu, că și unul din străbunicii mamei, care era la Odessa, mare negustor, și asta a murit și el pe mare în
la scufundarea unei nave cu care mergea la Constantinopol de la Odessa. Aș vrea ca în ediția viitoare emisiunii să aduceți toate cele trei cărți în această serie despre, da, tot despre viața. Mi s-a propus să le reeditez. Dom'le, chestia asta, nu mai am nici timp, nici energie. Deci, vi se pare că nu e suficient timp și suficientă energie ca să reeditați niște volume, dar întotdeauna este energie suficientă ca să rescrieți un volum. Da. Mai ușor scrii ceva nou decât să faci partea de tehnoredactare. Tehnoredactarea, în general, te strivește. Și sigur, Opriți Dricu a fost o carte care a stârnit interes pentru partea, hai să zicem, anecdotică a relatărilor. Absolut nimic nu este inventat, toate sunt lucruri reale. Unii zic că e o carte la miștocărie. Nu. E o carte extraordinar de tristă despre condiția umană. E o carte dulce amăruie. Foarte amăruie. Privește oamenii cu un umor negru, ușor tandru. Eu așa am... Da. Îi privește așa cum sunt, cu toate defectele lor, dar îi iubește. Dom'le, trebuie ori te spânzuri, ori îi accepti, nu? Vă rog frumos, în încheiere, câteva vorbe pentru cei care ne ascultă acum, pentru cei care poate nu au știut despre aceste cărți, pentru cei care le vor citi sau care le-au citit deja. Scrisul este un act de nebunie solitare. Da, în același timp primești uneori, în cadrul acestui exercițiu solitar, confirmări că te înfrățești cu cine te aștepți. Am primit o scrisoare din Brazilia, de la un marinar, om simplu, care îmi mulțumea pentru scrisorile, pentru cărțile de pe mare, și a zis că s-a regăsit în ele și l-au ajutat să suporte viața extrem de dură de marinar. Vreau să spun că pentru mine a fost un eveniment. Și iarăși ce intenționez să fac? Să scriu împreună cu fratele meu Geamă o carte la două mâini despre viața noastră și despre soarta noastră ca refugiați din Basarabia și indivizi cu tinicheaua legată de coadă în vremuri foarte tulburi, vremuri golănești. Și cartea se va numi Doi pliznoți care au trecut prutul. Ce-i pliznotul? Ci că erau unii la vânătoare în Africa și unii împușcau lei, alții nu știu, unul era specialist în pliznoți. Unii mici negri care ieșeau și făceau când trăgea în ei, pliznot! Adică vă rog, nu trageți! Deci, dragi prieteni, da, scrisul este un act de nebunie solitară, cititul însă e un act de luciditate și de explorare. Explorări fericite și rodnice până la ediția viitoare a emisiunii noastre. Să aveți o săptămână cât mai frumoasă. Aici încheiem și vă spunem la revedere!